mare, Alexandru Lăbușneanu, expresie, chiar dacă voi nu mă vreați, eu mă vreau. Și în engleză iară este expresie, if there is a will, there is a way. Dacă este o voință, găsești și o cale. Și cred că Dumnezeu mi-a ascultat dorința inimii, că m-am simțit așa de bine dimineața dumneavoastră. Și împreună cu toate și ea, pentru că am zis tot în două, Iosif și în același timp cu trupa așa de frumoasă de slujitori pe care aveți aici. Dimineața i-a țântat, te vezi la școală din Italo, nu? Cântam tare în urechea ei, că trebuia să se țină de ureche. Grupul de fete a avut o slujbă nemaipomenită la noi la biserică sau la cealaltă biserică. Mulțumesc frumos pentru că le-ați gândit să vină, au cântat super. Îmi pare rău că au fost așa de limitate. Eu credeam că le-a dat cântări pentru început, pentru încălzire, dar Domnul se mintează că genți în Florida aveți o oră. Amin? La fel și toți clienții. Bine venit! Și să vadă dacă suntem penticostali sau nu, să ne testeze la timp. Deci suntem mai împeticostabili de voi. Și zice, la noi știm când începem, dar nu cea nu știm când terminăm. Și surprizele sunt mult mai frumoase la prelungire. N-ați observat? Ăștia microbiștii, nu știți că prelungirile sunt mai juicy, mai savoase decât restul meciului? Așa că atunci când sunt prelungiri la biserică, atunci e mai frumos. Lăudați să fie Domnul că ne-a dat ocazia să stăm în prezența Lui și în prezența Lui sunt bucurii nespuse și desfătăreteșnice. Așa că frumos să stăm în prezența Domnului pe pășunile noastre la apelorină. Încă o dată, Psalmul 23 și haideți, cei care știți pe gros, să rostim cu toți. Amin? Să-l spui cu voce, da? Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar trebui să umblu prin valea umbrilor morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine, toiacul și nuiaua Ta mă mângâie. Tu întinzi masa în fața potrivnicilor mei, îmi unși capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dăpeste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele mele și mă voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Minunat copii, lăudați să fie Domnul. Amin. Dacă amintare, o spuneți cu toții. Amin? Amin. E prea frumos ca să nu aveți unde. În inimă. În inimă. Cum își va ține tânărul curată călare? Strângând cuvântul tău. Asta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care ați putea ca părinți să-i învățați pe copii. Să-i învățați mai puțin poezii. Știu că sunteți grami să-i învățați poezii, sunt importante poeziile, dar mai bine un verset sau un capitol din Biblie decât 20 de poezii, chiar dacă sunt al lui Costache, Ioanide sau mai știu ce alt mare poet creștin. Amin? Sunteți de acord cu mine? De aceea, eu, când eram la 20 ceva de ani, mergeam în sine cu un grup de cântăreți sau tineri de vârsta mea și știu care este programul de legii miștinului, să fie o cântare, să fie o poezie și să fie o mărturie și un grup. La mine era mărturie și recitarea Scripturii. Mergeam într-o misiune, în misiunea aceasta mergem cu cartea Ioan. Și unul dintre tine vorostea capitolul 1 Ioan, altul capitolul 2, capitolul 3 și prezentam cărțile de Biblie. Și astăzi mă întâlnesc cu tine după zeci de ani, frate Titus, mi-a învățat cuvântul Domnului. La mine am fost profesor o vreme la Institutul Emanuel, la mine trebuiau să știe câteva sute de versete, dacă nu, cădeau. Când vii la Biblie, este institut biblic, ce trebuie să înveți? Biblia, nu teologia. În primul rând, Biblia. Și o investiție în Cuvântul Lui Dumnezeu este cea mai benefică investiție care poate să fie. De aceea, Cuvântul Lui Dumnezeu, odată noi, este lumina cea care ne schimbă. Noi primim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului, unde? În Biblie. Suntem schimbați din treaptă în treaptă în asemnarea Iisusului.
Psalmul 23, data viitoare, sper să știți cu toții și mergem împreună și să-l vestim unde? La ăștia care au nevoie să audă ce înseamnă Psalmul 23, numai un român îl poate înțelege bine că numai noi suntem neam de oieri, de ciobani sau de păsări, nu? Să nu vă prea mă discut la acesta. Tobia, suntem prea încântă chestia asta? Domnul să fie cu noi. Hai să ne întoarcem din nou la pasaj, la acest celebru capitol. Este cea mai este capodopera poeziilor care a fost scrisă vreodată. Nici o poezie nu este așa de cunoscută, citită, care să fie așa, o poezie care să locuiască din inima oamenilor, ca și această poezie, ca această cântare, Psalmul 23. Ea are o condiție, Domnul este păstorul meu. Și restul sunt binefacere, harurile care cur din faptul că suntem sub păstorirea celui mai mare păstor. Mare păstor a omilor. Păstor care și-a dat viața pentru oameni. Nu există în tot universul un păstor care să merite loialitatea, ascultarea și pasiunea noastră de a urma cât mai aproape, să ne înghețuim. Nu să stăm cât mai departe, cât mai departe la toata Plutonului, ci să ne înghețuim. Lasă-mă pe mine să stau în pasă unde? Lângă păstorul cel bun. Amin. Domnul să-mi dea la cât mai aproape de inima lui Hristos, la păstorul cei parte. Nu cât mai departe până când nu se rupează. Domnul este păstorul meu, nu vă duce nimic să de nimic, El mă paște, în bășurile, să nu duce la pedurină, toate nevoile noastre sunt împlinite din bășurile Hristos. Încă o dată, să știți un lucru, aceste cuvinte nu sunt promisiuni în campania politică electorală. Vă duc la pedurină, vă duc la bășurile noastre, nu, astea sunt realități. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri se vor da pe deasupra. Și v-am spus dimineață, exemplu cu tata, cum Dumnezeu a avut de grijă. Am terminat facultatea de medicină și pasiunea mea a fost întotdeauna să fie despre Domnul. Și vreau să vă spun că în momentul când performam în act medical și reușeam să fac actul medical fără ca să vine cineva să mai dea ceva, că te duceai la doctor să vă să dea ceva. Era așa o bucurie pentru mine că puteam să fac ceva pentru Domnul. Nu m-au interesat banii, colegii mei discutau, dar ce-ai primit așa mai departe și nu erau mulțumiți când îi se dătea în natură. Asta înseamnă ouă, smântână, porc, cățel, mai știu ce, oaie, miere. Și când îi se dădea bani sau alte produse mai rare. Eu eram așa de bucuros când puteam să fac actul medical ca pentru Domnul. Și să fac fără să mă uit la fața Domnului. Și vreau să spun că Dumnezeu mi-a dat așa, ca prin vis. Ca prin vis. Pe visul lui El dă pâinea și le dă casele ca prin vis. 5 case mi-a dat prin vis Dumnezeu de-a lungul anului. Ca prin vis. N-am strâns, n-am dat din coate, n-am zis, oh, asta nu pot să fac, nu pot să mă duc în misiune, că trebuie să mai fac bani. Când vă pot să fac în misiune, toate le-am dus deoparte și m-am dus în misiune. Și misiunea în care să fie comisionată, Dumnezeu mi-a dat ca prin vis. Ultima casă pe care mi-a dat-o ca prin vis Dumnezeu este undeva în Florida, care a fost ultima dată să vă mână la un jumătate milion. Și n-am dat niciun challenge, mai ales că am fost și puțin și bolnav să nu pot face nimic, am zis că nici nu trebuie să lucrez nimic la ea, ce-o dau ca prin vizita Domnului. Și salariul meu în Florida, să vă spun că este un salariu de sărăcie. Cum se ridică foarte mic. N-am salarii și n-am alte venituri. Dar Dumnezeu dă, dragii mei, trebiților mei, pâinea, binecuvântările, harurile, ca prin vis. Nu căutați să vă îmbogățiți. Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Care cei care au umblat pe aceasta au rătăcit de la credință și s-au străpuns cu o mulțime de chinuri. Căutați-L pe Domnul. Încredeți-vă în El. Și Dumnezeu dă binecuvântările. Domnul este păstorul meu. Nu vă duce lipsă de nimic. Vreau să spun, nu duc lipsă de nimic. Am din abundență. Cum un salat sub limita sărăciei. Niciodată nu am plâns și nu voi plânge așa cum spune Pavel. M-am obișnuit să trăiesc unde? În belșug
și în sărăcie, în abundență și în lipsă, pot totul în Hristos care ne întărește. Următorul verset este înviorează sufletul. Traducerea nu este prea fericită. Nu este înviorează sufletul. E corect că Dumnezeu ne înviorează. Nu există bucurie mai mare decât bucuria mântuirii, decât bucuria umblării în lumină, decât bucuria părtășiei cu Tatăl, decât bucuria să stai unde? În anturajul lui Iisus Hristos și El este în carul lui de biruință și apără adevărul, blândețea și împlinirea și dreapta lui se rucește prin isprăvi minunate să stai în mijlocul sau în anturajul cel mai mare viteaz care este în jurul nostru și vedem minunia lui. Nu este bucurie și împlinirea mai mare. Dar traducerea aici este în restaurează sufletul și mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Pentru că noi suntem înclinați spre rădăcire ca și oaia. Suntem stupizi, suntem lipsiți de apărare și suntem înclinați spre rădăcire. Și noi așa, când oamenii nu vin la biserică, le răzim trebuie frumoasele Domnului, sunt gata să zică, da, te urmez, și după aceea, peste o lună, două ori, nu mai vin la biserică, se înhăitează cu alții, și toată mai este, în turna Domnului. Îmi restaurează sufletul și dacă ești unul care ești din oile lui, El, dacă te duci pe călătura în ce, îți ia piciorul și ți-l rupe. Așa cum am văzut dimineața la Timotei. Sau îți frânge palca. Și face să te aducă din nou. Unde? La turmă, la staune. Mergem la următorul rând. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrelor morții. Chiar introduce ceva care este neobișnuit, care este o excepție, care este ceva care nu este business as usual, ci ceva care este deosebit din traseul pe care îl urmează păstorul cu turma lui. Și păstorul cu turma lui, și voi știți cum era în România. În România, poate ați auzit de sibieni. Sibienii aveau cele mai mari turme de oi. Și sibienii aveau această migrare a turmelor de oi în care perioada verii erau la munte, în pășuri mănoase, în care era ploaie, în care era vegetație luxuriată, dar iarna nu putea să stea cu oile la munte, ci trebuia să coborâre la vale. Și cum se desprăvăra, atunci păstorul își lua oile și încerca să renunce din nou pe munte și a de urca pe culmile înalte ale munților, trebuia să treci prin văi înguste, în care era întuneric și în care oile erau speriate și numai nu acceptau să treacă pe unde. Prin văile acestea întunecate a umbrelor morții pentru oaie. Chiar dacă ar trebui să trec prin văile umbrei morților, spunea și el știe ce se întâmpla cu oile, cum tremurau de frică și nu vreau să meargă după păstor când el intra în canioanele înguste ale munților. Și care era situația cu el ce facea? Lua un miel în brațe. Un miel care încă alăpta. Și mergea cu el în față și oaia striga mielul, plângea și el și oaia striga după miel. Și la un moment dat, dragostea de miel biruia frica de întuneric. Și oaia sușnea după păstor și după miel prin acele defileuri și canioane înguste. Și atunci când oaie mergea celălalt după el. Așa face Dumnezeu. Câteodată suntem în câmpie. Și Dumnezeu poate grijă de noi și în câmpie. Dar ambiția lui Dumnezeu cu noi este să ne ducă pe planurile înalte. Ale minții. Pașești.
Și pentru a ne duce acolo în lumea cele înalte, ale părtășie și umblării cu Dumnezeu, ne trece prin canioanele înguste ale suferințelor, ale încercărilor, ale umbrelor morții. Nu s-a întâmplat și cu voi așa, dragii mei? Richard Wurmbrand a fost invitat să participe la Congresul Mondial al Religiilor. Congresul tuturor religiilor din România. Și la congresul acela era o minciună care este specific de aici. Acolo au venit liderii comuniști după ce au trecut pe la ortodoxie, pe la fanatia ortodoxă, după ce au sărutat crucile și au primit aprobarea arhiereilor și au venit la platforma aceea a tribunei care se transmitea la radio și au început să promite ce libertăți religioase o să dea comuniștii tuturor creștinilor. Au promis ca să dea burse tuturor studenților care vor merge la seminar. Au promis să le dea salarii, grase și tot fel de promisiuni. Era clar un lucru. Se știa ce au făcut comuniștii vreme de 20 și ceva, 30 de ani, din 17, în Rusia, până în 40. Persecuția, închiderea bisericilor, demolarea lor, transformarea lor în silozuri, transformarea lor în tot felul de magazii și deportarea preților în Siberia. Știa ce au făcut comuniștii. Și ăștia vină, nu, adevărat, noi vădăm totală libertate. Și unii dintre preoții care erau acolo, care erau vreo în jur de vreo 3.000 de delegați, care erau preoți ortodoxi, catolici, reformați, pastori, baptiști, pentecostali, imam, rabin, toate culte religioase din România erau acolo. Și oamenii, găgăuță, crezând că tot ce zboară se mănâncă, oamenii și eu au început să spună, mulțumim din inimă partidului, că într-o zi de sănătoare ne-a făcut pioneri. Ne-au dat promisiuni, care i-a dat și a început să vorbească care mai departe în logii la adresa Partidului Comunist. Sabina, care era la lângă Bricea Funga, îi dă un colț și spune, tu mai suporți să se arunce cu gunoi, cu modărie pe fața bisericii? Nu este nimeni care să șteargă rușinea pe fața ei? Și Richard a zis, dragă mea, eu dacă mă duc să vorbesc la platformă, tu nu mai ai bărbat. Și Sabina zice, cui trebuie un bărbat laș? Și Sabina scrie ulterior, în memoriile ei, nu știu de unde ne-au venit cuvintele acelea. Duhul Dumnezeu le-a pus pe gura mea, când aș fi putut spune asta de cuvinte. Dar Richard Wurmbrand se duce la tribună și acolo la tribună începe să spună că când se strâng fiii Dumnezeu împreună și îngerii din ce stau să asculte înțelepciunea nespus de debită a bisericii. Noi, dacă suntem fiii lui Dumnezeu, osanarele noastre, închinările noastre și laudele noastre nu trebuie aduse oamenilor și stăpânitorilor, ci numai lui Dumnezeu. Dintr-o dată întreaga sală este schimbată din vraja aceasta a minciunii întunericului, s-au trezit la conștiență. Și au zis, da, da, asta este. Cel care era conducea toată conferința, Burducea, a zis, să-i se taie drept la microfon. Să-i se taie microfonul. Și toată sala de 3.000 de reprezentanți acolo, să ne vorbească păstorul! Să ne vorbească păstorul! Și ceea ce era menit să fie un spectacol a înșelării și minciunii a fost transformat într-un fiasco, se transmitea la radio, s-a oprit transmisia la radio și a fost un fiasco total. Și această ședință sau congres de manipulare și indoctrinare și imbecilizare a credincioșilor s-a transformat într-un fiasco datorită unui om care a avut curajul să zică, chiar dacă mor, eu sunt gata să șterg onoarea de fața bisericii. Așa că la noapte să se bagiorească în numele Dumnezeu.
s-a dus acasă și mama lui Richard von Brandt, Comora Camarca, a auzit discursul la radio. Încă mai sunteți în viață? Încă mai sunteți în viață? Și da, mamă, suntem în viață. Și ce o să se întâmple cu voi? Mamă, Dumnezeu știe unde mă vrea. Dumnezeu știe unde mă vrea. Și dacă El vrea să mă facă păstor la niște oi care sunt în închisoare, primesc cu bucurie. Următorii 14 ani a fost unde? În văile morții. În cele mai întunecate făgăuni care puteau să pie pe fața pământului. În gheara fiarei celei mari, încă toată puterea dracului l-a manifestat acolo, în acel sistem de la Pitești, de torturare, de spălare de creier. Și Richard von Brandt a trecut prin toate aceste văi întunecate, pentru că Domnul era cu el. Chiar dacă ar trebui să trec prin închisorile cele mai teribile ale lumii comuniste, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Tu ai apă și nu iau a ta. Mă mânghe. A fost bătut, a fost înfometat, a fost amenințat cu moartea, s-a îmbolnăvit datorită condițiilor mizere extreme, s-a îmbolnăvit de tuberculoză pulmonară, intestinală, osoasă. A fost pus în ceea ce se numește camera morții, o infermerie în care toți cei care au în pușcărie cu aceste boli grave, cum era tuberculoză generalizată, intrau și muriau după câteva luni de zile. El a stat 2 ani jumate în camera morții și moartea nu a putut să-i pună ștrengul sau coasea să-i taie viața. De ce? Pentru că chiar dacă ar trebui să umblu prin văile unei morți, nu mă tem nici un rău, că și tu ești bun. Asta trebuie să fie atitudinea noastră. Dragii mei, Dumnezeu să ne poată duce la cele praiuri înalte ale umblării cu ei, trebuie să ne treacă prin văile umbrei morți. Te-am scos din această țară să te duc în țara Canaan. Dar te-am dus în loc de țara Canaan, te-am dus unde? În pustia aceasta mare, înfricoșată, cu șerbi veninoși, cu scorpion, să te înfometezi, să te însetezi, fără apă, fără pâine. Ca să te smeresc. Ca să încerc portirile inimii. Ca să văd dacă ai să păzi să nu pruncile mele. Ca să te învăț că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care se dă în gura mea, lucru care se dă în gura mea. Cu asta trăiește omul, ca apoi să-ți fac bine. Astea sunt căile Dumnezeu, dragi mei. Într-o biserică penticostală de țigani, un tânăr entuziast, evanghelist, fraților, veniți la Hristos! Că dacă veniți la El, El vă dă o viață ca mine. Să știți un lucru, dacă veniți la Hristos, să nu vă așteptați că viața va fi ca mine. Dolce faminte. Pășuni mânoase. Case peste case, mașini peste mașini, sănătate. Succes pe tot ceea ce vreți spune. Va fi împreună. Dar să știți că ceea ce ne așteaptă este ce? Valea umbrelor morții, chiar dacă. Și pentru cei care vreți mai mult decât mediocritatea, vreți culme înalte ale umbrării cu Dumnezeu. Vreți să fiți plini de Duh, nu doar pentru a impresiona pe ceilalți, ci pentru a sluji cu putere și a lărgi împărăția Dumnezeu cu brațe întinse și înătare și cu puterile și cu dare Duhului Sfânt. Vreți ceva mai mult? Pregătiți-vă la ce? La văile adânci, la încercări teribile, la zdrobiri în care zici,
Credeam că am murit, i-am și lăsat speranță, spune Pavel. Când citești istoria lui Pavel, vezi că el nu vine când merge în oraș, în oraș la frați sau la hotelul cu 5 stele. Acesta merge din închisoare în închisoare, în închisoare în închisoare și este bătut. Și este în tot felul de naufragii pe mare, între frați mincinoși, bătut și asaltat din diferite părți. Chiar dacă nu avem niciuna. Noi se întâmplă ceva. Frate, să știi că eu am terminat. Eu nu mai pot. Am vorbit cu un frate, lunile de coset, o lună și ceva înăuntru, care este crâncios, care m-a dezamăgit. N-ai plâns și tu, n-ai spus și tu, m-a dezamăgit Dumnezeu? Știi că unul dintre cei mai mari oameni ai Dumnezeu au zis să mor. Aș vrea să mor, ia în viață, n-ai spus nimic. Dezamăgit de Dumnezeu. Știți despre cine vorbesc? Despre el. Omul acesta care în momentul când stă în fața împăratului începe să facă judecăți plin de autoritate și putere. Imaginați-vă că stă în fața a cel puțin un milion de oameni, dacă nu mai mulți, care erau plini de revoltă că din cauza lui Ilie, că au oprit ploaia, ei au murit de foame mulți dintre ei. Și vreme de 3 ani jumate n-au mai avut belșug și n-au mai avut niciun rol a muncii lor. Și credeți că l-au iubit, frații? Erau gata să-l mânce de vinul, să-l închidă într-o lingură, poate cu oțet, să nu le fie creață de el. Așa că el merge în mijlocul lor. Hotărâți astăzi cu ei să slujiți. Dacă Baal este Dumnezeu, merge după Baal, oameni cu inima împărțită. Și el merge și confruntă cel puțin un milion de evrei. De apostazia lor, de trăirea în duplicitate, fântâni fără apă, normânați de frunțună. Și la un moment dat, el stă și spune și dintr-o dată Dumnezeu răspunde și tot poporul se pocăiește. Și după ce este un câștig așa mare, o victorie numai pomenită, dintr-o dată intră în depresie. Ia în viața că nu-s mai bun de nimic și în loc să meargă la cea cățea, la Isabela aceea, să mă bată zeii cu toate astea, dacă nu mai dă dimineață, eu termin de acest proroc. Ba, 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 ba. Și el ceva ce se sperie de cine, de această femeie încuțită. O drăcoaită! Mă rog să meargă în pasul meu, hai încoace! Dragi, hai încoace, că am și pentru tine leac! Hai încoace să-ți arăt mânia lui Dumnezeu și să coboară în foc din cer, așa cum am coborât peste cei 50 de oameni. Nu? Ce face să sperie? Și fuge, 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 că mănânc la pământul. Și robul lui nu mai poate și atunci se termină localitățile, fuge mai departe, încă o să-i pustie și ajunge sub un împrejitor. E posibil, dragii mei, să ajungem acolo din cauza faptului că noi credem că căile noastre trebuie să fie și căile lui Dumnezeu. Scenariul nostru, cum noi rezolvăm problemele, trebuie să fie și el. Și Dumnezeu dă un bogăznac la toate castele noastre de nisip sau la castele noastre de cărți sau de paie pe care le facem. Nu, astea nu sunt căile mele, băiatule, ia-le de aici. Căile mele sunt căile voastre. Gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Cât de departe sunt cele față de bunul, așa de departe sunt căile mele de căile voastre, gândurile mele de gândurile voastre. Lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu să gândească și tare lui. Și nu zice, sunt dezamăgit de Dumnezeu că m-a făcut pe fara cu fii morții. Mulțumim frumos, Doamne. Să știți că eu sunt stambățitul și nu vorbesc din povești, încercare după încercare, încercare după încercare. Și vreau să spun, câte vreme nu m-ai smerit, rătăceam, dar acum poți descurca totul. Toiagul și iau lui mă mâncă. Dragii mei, în momentul când îl ai pe Iisus Hristos ca păstorul tău, pot să mă duc în hâul iadului. Marele predicator, Charles Spurgeon, prințul predicatorilor, a spus în felul următor. Chiar dacă aș ajunge în iad
Și dracul, cu rângetul lui de fiar, mi-ar spune: bine ai venit, prințul predicatorilor, în împărăția mea! M-aș duce înaintea lui și aș pune degetul în foc și aș spune: blessed assurance, Jesus is mine. Binecuvântată asiguranță, Iisus este al meu și înălăuriatul. Că sunt de plin încredințat că nici moartea, nici viața, nici îngerii stăpânire, nici puterea cu niște viitoare, nici o altă creație, făptură, entitate, nu vor fi în stare să despartă pe mine de dragoste lui Dumnezeu, că este Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Chiar dacă ar trebui să vom întâmplare de limbiți. Și știu că oamenii Dumnezeu, cei mai aleși, mai sfinți, dar cu dorință de a trăi cântatori de cele mai înalte ale toate și Dumnezeu, trebuie să treacă acum. Fie printr-un copil care este de un înalt, congenital. Și te rogi pentru el și alții se vindecă și copilul tău nu se vindecă. Fie printr-o situație în care copilul îți pleacă de acasă și dintr-o dată găsești că s-a pus în legea, să trăiască în, ca fiul Sfântul, în destrăbălare. Doamne, ce-i cu noi? De ce ne ascult rugăciunile? De ce, Doamne, ne-ai dezamăgit? Ne-ai dezamăgit Dumnezeule și o las și băile și nu vreau. Dumnezeu este în stare să răspundă cele mai absurde situații, cele mai enorme, indescriptive tragedii. Are puterea de a răspundă. Chiar dacă ar fi să umplu prin bani de emoții, nu mă tem de niciun rău. Hristos, mare păstor, este cu noi, mare viteasă este cu noi. Toiagul și toiagului mănânc. Și aici, traducerea noastră nu este cea mai fericită. Nu știu, voi, unii dintre voi, poate ați văzut o ieri sau nu, eu i-am văzut, n-am văzut pe niciun o ieri cu o nuiaua. Și unii fac tot felul de speculații, nuiaua e pentru oițe sau... Vreau să spun că în arsenalul unui cioban din vremea lui David erau două instrumente de atac și apărare. Toiagul și buzduganul. Toiagul și buzduganul. Era un toiac care avea făcut un dentar și la capul avea un fel de cârlig ca să poată prinde și oaia, când urca să o prinde de undeva și să o prindă, dar toiacul acela, în momentul când venea ursul sau lupul sau altă fiară de pradă, când îi dădea în cap, se lucra pe cap. Mai avea și un buzdugan care știa să-l arunce exact unde trebuie. În momentul când tot mai era undeva într-un alt loc, ca oi, păstorul s-o vadă, și prin noapte, dintr-o dată niște puncte de foc, niște ochi fioroși se uitau pe care oaie s-o aprindă. Și păstorul de veie era atent, vegind, și în momentul când vedea că între tufe este, sunt doi ochi hulpavi, buzduganul se îngrătea și dintr-o dată oile auzeau și când auzeau buzduritul, ce ziceau? Ce bine că păstorul nostru este treaz și buzduganul lui mă mângâie. Păi pentru cei doi ochi care sunt ațintiți asupra noastră. Dragii mei, de atâtea ori buzduganul lui Dumnezeu și toiagul lui ne-a mângâiat. Ne-a dat confortul că El se luptă cu dușmanul nostru. Richard von Brandt este eliberat pe la mijlocul întemnițării, începe să predice câteva biserici, este chemat după o predică pe care o ține în Cluj, la biserica reformată, și este chemat de Rugojanu, inspectorul de culte, pentru că este scandalizat de tot ce a făcut Richard von Brandt cu studenții. Este chemat după duminică seara, luni dimineața, și Rugojanu începe.
Domnule Rembrandt, nu ți s-a ordonat ție ca să mai pregi la Mielia? Nu te-am lăsat noi de bună credință și de bunătatea noastră să fii liber? Și tu asta răsplătești bunătatea noastră? Te duci, agiți studenții și faci mișcare religioasă în mijlocul unui oraș universitar? Dar ce m-a supărat, domnul inspector? Ce m-a supărat ceaiul de suferință? Richard a vorbit despre un ceai de suferință, unul care a fost persecutat și el a spus că a băut ceaiul de suferință și ceaiul de suferință l-a ajutat ca să biruiască dificultățile care au fost în închisoare ani de zile. Și ultima plantă a ceaiului de suferință este această conștiență că roata vieții se învârte. O spiță care astăzi este jos, mâine va fi sus și cea care este sus va fi jos și astfel se învârte roata vieții. Adică vrei să spui că noi comuniștii care suntem acum sus vom fi jos și voi că fi jos veți fi sus? Păi așa spune istoria. Ești terminat, umbra! Ești terminat! Nu o să mai prind! Te terminăm! Și a ieșit afară și a cântit ușa. Ești terminat. După ce a ieșit acolo, s-a dus pe trotuar în Cluj. Un camion încărcat trecea pe stradă și un câine a trecut pe stradă și șoferul, încercând să evite să dea peste câine, s-a urcat pe trotuar cu autul, cu camionul și a dat peste un alt câine, a dat peste Rugojanul. Și Rugojanul a fost terminat. Buzduganul lui Dumnezeu a funcționat. Este dușmanii noștri, dragii mei, aș vrea să vă liniștiți în liniște și pace ca și un copil înțărcat la brațele mamei lui. Toiagul și numai al lui Dumnezeu sau buzduca lui Dumnezeu ne mângâie a lui să fie luat așa. Nu vă temeți de nimic. El este cu noi. Este în stare cele mai absurde situații, cele mai mari pierderi, să-l transforme în cele mai mari câștiguri. Iosif în groapă, Iosif rob, Iosif în închisoare. Dumnezeu are capacitatea să schimbe toate necazurile în bine. Expresia din Iov la sfârșit, double for your trouble. De două ori îți dă binecuvântările pe care le-a pierdut. De două ori. Cu mine s-a întâmplat de așa de multe ori. Double for your trouble. Chiar dacă trebuie să trecem prin valoarea emoții, nu ne temem de niciuna. Care este următorul lucru? Următorul verset? Psalmul 3:5 spune, eu mă cul, adorm, mă deștept iarăși, că numai Domnul este sprijinul meu. Nu mă tem de zecile de popoare care mă înconjoară, din toate părțile. Scoală-te, Dumnezeule, scapă, Dumnezeule, căci tu bați peste obraz pe vrăjmașii mei și zdrobești cu buzduganul dinții celor răi. Amin? La Domnul este scăparea, binecuvântarea să fie peste poporul său. Tu îmi întinzi masa în fața potrivnicilor mei. Îmi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dătăstire. Tu îmi întinzi masa bogată în fața potrivnicilor mei. Îmi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de dătăstire. Ce înseamnă lucrul acesta? Locul acela unde este ținutul Israel este adică este infestat cu tot felul de scorpioni, vipere și oile, dacă nu sunt atente,
sunt mușcate de acești șerpi. Și ceea ce face păstorul bun este că el merge și inspectează dacă sunt ceva șerpi în zonă sau vică, încearcă să astupe cu toiacul diferitele găuri pe care le are, dar ca să fie sigur ca și mijloc de protecție, are un ulei cu diferite codimente în el, care este un fel de repellent, de a îndepărta șerpii și a le ungea pe oi, pe cap. Și chiar dacă mai scăpa din astfel de șarpe, dar în momentul când oaia se apropia, mirosul de pe acest undelemn cu care erau unse oile, le îndepărta șerpii. Și paharul, tu mă închezi masa în fața potrivnicilor mei, îmi ungi capul cu undele. Și paharul meu este plin de peste. Vreau să vă spun că noi trăim într-o lume care este teribil de ostilă, cu șerpi, cu vipere, cu balauri, cu toate de forțe întunericului. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Ce avem de luptat împotriva aceea? Duhurilor rătății, domnilor și căpetenilor care sunt în locurile cerești. În jurul nostru, dacă am avea ochi să vedem, să vedeți toate aceste structuri de armată bine organizate în tot felul de ierarhii drăcești care au îngeri mari în primești putere, care ne asaltează din toate părțile. Dacă mi-ar fi fost Domnul de partea noastră, s-o spun Israel, mi-ar fi înghițit de vii. Și asta este lupta pe care o avem noi. Și el, în fața acestor potrivnici ai lor, a noștri, ne întinde o masă îndelșugată și ne unge capul cu un delen și paharul nostru este mai mult de delen peste el. De aceea, în Haiti, ați auzit de Haiti? Și Haiti este cea mai săracă țară din emisfera nordică, nu pentru că n-ar putea fi bogată, dar din cauza faptului că populația Haiti a făcut un pact cu diavolul în timpul în care negrii de acolo erau în robia franceză. Și ei au făcut un pact cu diavolul și zic, dacă dracul și forțele și spiritele la care noi închinăm, pe care le-au dus din Africa, sunt cu noi, noi promitem pentru restul secolor sau vieții să îi slujim pe celălalt. Și asta este religia Vudu. Practica pe care strămânicii lor, jamaicani, au făcut-o și ei operează cu puteri oculte formidabile. Ăia pot să stacă vrăși și să te ucidă, fără nicio problemă. Mai mult, în momentul când merg oamenii să facă bine, pentru că aproape orice uragan și orice calamitate care se întâmplă în Caraibe îi lovește pe Haiti. Și merg diferite celebrități, actori să meargă, să aducă și mai merg și misionari creștini acolo. Și ăștia, care sunt vrăjitori și văd lumea spirituală, ei se uită și știu cine sunt cu ungerea, cu undelenul sfânt pe față, pe frunte. Și nu pot să le facă nimic celor care sunt creștini cu adevărat. Sunt unii care pretind că sunt creștini, că fac lucrurile acestea din nobilitate, din caritate și își bat joc. În fața potrivnicilor, putem merge acolo unde este cartierul general al dracului. Și dacă avem ungerea Duhului Sfânt, avem putere. Amen. Biserica din Sardes. Știu unde ești, unde este scaunul de domnie a Satanei. Și în locul unde era scaunul de domnie a Satanei, este o biserică, bine mersi, ce spunește pe Domnul. E așa de important pentru noi, dragii mei, în această lume în care bătălia noastră nu este cu bolile, nu este cu sărăcia, nu este cu mai știu ce diferitele structuri care sunt în jurul nostru, care credem, ăștia sunt dușmanii noștri sau să facem, este o bătălie cu lumea spirituală și pentru această bătălie avem nevoie de ungerea Duhului Sfânt. Să vă dau un exemplu. Am fost la evanghelizări peste tot în lume, dar cele mai neobișnuite sau mai de excepție au fost evanghelizările pe care le-am organizat în Siberia. Și am fost într-un oraș în Siberia numit Komsomolsk pe Amur.
Consomorsk înseamnă Uniunea Tineretului Comunist, asta înseamnă Consomorsk. A fost construit de comuniști, chipurile, dar de fapt au fost construit de cine? A fost construit de martirii creștini, de cei care au fost băgați în lagăre de muncă forțate creștinii și care au construit orașul acela. Și în momentul când ne-am dus acolo și am început să vorbim cu primăria, primărița era o Izabela întruchipată, nu mai era decât Izabela din Împărați, capitolul 1. Am venit și ne-am primit cu cele mai frumoase și zâmbete, amabilități, șarm, sigur, vă dăm tot ceea ce vreți. Și după ce au rămas cei de la biserică să meargă, să spună, ok, acum vrem să ne dai stadionul, vrem să ne dai poftim, ieșiți afară, ce vi s-a urcat, aici este libertate, nici vorba, ce-a spus, urla ei să zbiere și să... Nu știu, despetit și ce este. După care ne cheamă din nou și mergem cu delegatul care este la, care mergea la Duma, reprezentant, doamne, libertate religioasă, am venit să vrem să organizăm noi evanghelizare pe stadion în Castelena. A venit, i-a dat, sigur, dar nu au înțeles, ai primit! Când au venit în următoarea zile păstorii, din nou aceeași tratament. M-am dus cu 30 de studenți moldoveni, care vorbeau fluent rusă. Am stat acolo, cred că vreo 10 zile. Am pus în casă, în fiecare casă, 1 milion de locuitori, am pus în fiecare casă câte o invitație de evanghelizare și o prezentare a Evangheliei. Urma ca să aibă loc într-o anumită dată evanghelizarea la stadion. Și în ziua aceea în care mai venit și un evanghelist din America cu o echipă de 30 de americani, printre care unul dintre ei era vicepreședinte la firma Exxon. Un om care putea să facă business acolo și care a venit și a primit frumos, i-a dus pe o barcă, un iaht care era a primăriei și i-a tratat cu mâncări, cu toate celelalte, dar nu ne-a transmis că nu le dăm stadion. Cum să-mi dai stadionul? Stadionul nu poate fi folosit pentru că este pericol ca să se prăbușească tribunele. În urmă cu o săptămână s-a avut loc meci de fotbal și tribunele nu s-au prăbușit. Nici o problemă, nu folosim tribunele, stăm numai pe gazon, s-ar putea să se prăbușească gazonul. Nu ne-a dat deloc. Nu ne-a dat și ne-a lăsat așa, pe acei ne-a lăsat până cu câteva ore, i-a spus, nu vă dăm stadion. Dar ceva trebuie să-mi dați, vă dăm numai casa de cultură. Acum, noi așteptam să vină câteva zeci de mii pentru stadion. Casa de cultură, poate băgai 2-3 mii, dar nu, 10 de mii câți așteptau noi. Dar ea, nu și nu, îi ținea pe ea pe vas și îi vrăja cu tot felul de programe și mâncăruri și eu mă băteam pe ea că eram în controlul și organizatorul evanghelizării. Bun, dacă asta ne dă, asta face. Doamne, ne-a rugat, fă ceva și ne-a rugat. Ceea ce s-a întâmplat este că în momentul când asta a spus că ne dă, numai bine, sala de cultură era exact în centrul pieții orașului. Și la ruși, când fac rușii ceva, fac totul Bălșoi. Și o piață Bălșoi în mijlocul centrului orașului, în care era casa de cultură, eu am luat sistemul de sonorizare care era pentru tot stadionul și am pus-o pe terasa casei de cultură, așa că bătea în toată piața aceea mare, bătea mesajul, cântări și invitațiile la evanghelizare. Numai bine că în perioada aceea era ora 3-4, ceea ce s-a întâmplat era că toate tramvaiele, toate troleibuzele, toate mijloacele de transport veneau acolo și de acolo iară se spuneau așa că toți oamenii, piața era plină. Și în locul acela am putut să facem o publicitate mai tare decât în oricare alt loc. Dar când a venit Răcoaica și a auzit că noi punem pe ce? Pe clădire, sunt difozoarele și bat și tot orașul, a urlat, a făcut spume la gură. I-a mobilizat pe cine? I-a mobilizat pe cazaci. Cazacii erau o organizație paramilitară care după, așa mai departe, pierderea puterii sovietice, ei au luat controlul și erau un fel de gardien a Rusiei și a Ortodoxiei. Aveau o anumită uniformă, toată lumea știa de ei,
erau fără milă, erau cruzi, erau desperiați. Dacă cumva aveau ceva cu tine, nu faceau ceva decât te sprâdicau și te aruncau undeva la marginea șanțului sau marginea orașului. Nimeni nu-i putea contesta. Și a mobilizat pe cazaci să vină să ne tulbure, să ne amenință și să ne lichideze, dacă se poate. Au venit și niște preoți ortodoxi, cu agitatorii lor, cu prapori, să ne vorbească împotriva noastră și să ne boicoteze întâlnire. Să spun cum lucrează Dumnezeu. A venit șeful echipei de cazaci, în urmă cu câțiva cazaci în spatele lui, îmbrăcați santoși, așa, uniforma asta cu în diagonală, cu centură în diagonală, cu cestele bine rostruite, santoși, părinte, nu știu, dar bine, bine, bine. Unde-i șef? Unde-i șef? Mă căuta pe mine, șef. Și unul stătea să ne traducă. Și cel care ne traducea, Valeriu Popov, am început să-i spună ce vrei. Bă, tu de unde ești? Păi sunt din Ucraina. De unde din Ucraina? Din Novosulița. Din Ucraina, din Novosulița. Păi și eu din Ucraina. Și eu din Novosulița. Și dintr-o dată, șeful cazacilor află că dar ce faceți aici? Vestim pe Hristos, pocăința, chemăm pe oameni la pocaianie, răspândim vestea bună. Asta faceți. Da, asta facem. Păi bă, dacă predicați Evanghelia, dacă chemați pe oameni la pocăință, păi dar noi vă apărăm, măi. Noi vă apărăm. Și cazacii care au venit să ne trebuie să-mi dați un șiș în spate din toate, au venit apărătorii noștri. S-au dus la aia care făcea o agitație acolo. Hai, va. Și-au trebuit să spere puțin. Tu întinzi nasa în fața potrivnicilor mei, îngi capul cu delen și paharul meu este plin de dăpestire. Dragii mei, totdeauna la păstorul cel bun, paharul binecuvântărilor nu este cu pipeta, cu gramajul de farmacie. La el paharul este plin de dragoste. Dacă umblăm pe căile făcute lui, în neplănire, știu că sunt copii aici, ca să nu, dar o să mă căsătoresc și eu, o să am un soț sau o să am soție, și ăștia nu mă curtează, dar sunt așa de mulți cortezani care sunt acolo frumoși, te vrăjesc, mă, asta mi-a bun decât un pocăit. Dar nu vine la biserică tot, dar poiesc-o. Uitați de chestia asta. Dumnezeu va împlini și paharul nostru va fi de plin de dăpeste el. Așa de multe situații am întâlnit în care oamenii n-au crezut că paharul lor poate fi umplut de Dumnezeu de orice dorință legitimă și nobilă pe care Dumnezeu a pus-o noi. Și am s-a dus într-o altă parte, că alții să umple paharul, când paharul pe care îl umple Dumnezeu este paharul din vântărilor. Toate izvoarele mele, spune Psalmul 87, sunt în tine, Dumnezeu. Paharul nu este plin de peste el. La el totdeauna haina care este. Dar-ți haina cea mai bună! Vițelul îngreșat! La el nu sunt bine cântele cu țelitate, ci sunt din abundență. Sunt extravagante. Asta este ceea ce este binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu vreau să abuzez de timpul vostru. Ultimul verset. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui până la sfârșitul zilelor mele. Fericirea și îndurarea mă vor însoți, păi dar nu ești cioban, nu ești oaie. Știți că orice cioban are câini? Și care este numele de câini pe care l-avem noi la câinii noștri ciobănești? Ursul, lupu, nero, leu, nu? Astea sunt numele noastre de câini, nu? Nume pe care le dăm la câini, nu le dăm la copiii noștri, nu? Dar știți cum? Știți care sunt câinii lui Dumnezeu? Fericirea
și îndurabil. Știți ce sunt pe urmele noastre ca niște câini ciobănești care ne urmăresc în toate căile noastre? Fericirea și îndurarea, fericirea și îndurarea. Dumnezeu a trimis în urmele păstorului vostru și în urmele meu doi câini. Fericirea și îndurarea. Îi spun, bine ai venit fericire, cine dintre voi nu vrea să fie fericit? Cine dintre voi nu vrea să fie fericit? E vreun schizofrenic puțin aici care... Toată lumea vrea să fie fericit, nu? Vreți să fiți fericiți? Dumnezeu trimite fericirea pe urmele voastre să vă urmească ca și un câine ciumânesc, să nu vă lase să vă dea fericirea, fericirea și durarea într-o de ea, până la sfârșitul zilelor voastre. După care să primească în slavă. Dragii mei, asta este păstorul cel bun care vine să-și dea viața pentru voi. Și astea sunt beneficiile păstorului celui bun. Ce stupizenie, ce nonsens, ce absurditate, ce nebunie este să zici, nu-l vreau pe el păstor, îl vreau pe dracu păstor. În această lume nu poți decât să ai doi păstori. Nu poți să fii oaie independentă. Nu vei găsi pe tot pământul oaia care trăiește liberă de sine însuși, nicăieri. Fie ai păstor pe Iisus Hristos, Dumnezeu, Mântuitorul lumii, Domnul domnilor, Împăratul împăraților și Președintele președinților, fie ai pe împărițatul, pe șarpele, pe diavolul, pe satan. Doar de opțiune. Dar nu știu. Dacă nu știi, înseamnă că ești cu ăla împărițatul. În această seară vei fi pe toți. Dacă cumva ați pierdut părtășia, dulceața, pasiunea, dedicarea, alegerea voastră, să stați în urmele, spatele imediat la lui Iisus Hristos, acum e momentul să o faceți. Să nu fiți acea oaie care merge rădăcită și strălucește prin voi și prin stălugi și este urmărită de toate hienele iadului. Întoarceți-vă când vă vrea. Domnul este păstorul meu. Dacă nu l-ai avut, l-ai făcut ca păstor, faceți-l în seara aceasta și nu ieșiți de aici. Nu ieșiți de aici până îmi spuneți, Domnul este păstorul meu, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, mare păstor a oilor, intră în inima mea. Spală-mi viața de orice păcat, de orice nebunie și sminteală de oaie tâmpită. Și Doamne, mă rog frumos, ia-mă în stăpânirea Ta, fii Domnul meu, fii Dumnezeul meu, fii Mântuitorul meu, promit ca pentru timp și veșnicie să Te urmez pe Tine, să Te ascult pe Tine la cele mai mici detalii. Pentru că fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, până când va sfârși căzoria mea în Raiul lui Dumnezeu, unde va fi tormășul păstor. Fără rival, fără rival. Unde va domni neprihănirea pentru veșnicii în veșnicii. Și vom mânca din pomul vieții la banchetul cel mai copios din universul acesta, banchetul Mânții Mielului. Aleluia! Și biserica, pentru că spune, adă Doamne ziua aceea, mai curând, mai curând, ziua nouă, Ierusalim. Fiți binecuvântați de Domnul. Finalul predicii fratelui Corțea era un demn la rugăciune. Pentru toți și ce în seara aceasta ați ascultat cuvântul, pentru cei ce azi dimineața a spus împreună cu noi, stă în fața noastră o provocare. Suntem îndemnați să-i spunem Domnului și în această rugăciune vă voi da oportunitatea să o faceți, să-i spuneți Domnului, Doamne, fii păstorul meu. Condu-mă Tu pe oriunde vei vrea, pentru că știu că atunci când Tu mă conduci, finalul vieții mele este în împărăția Ta. Vă invit să vă ridicați împreună cu mine în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului pentru toate binecuvântările pe care ne-a rânduit și ne-a dăruit în ziua de astăzi. Pentru că stă în fața noastră o săptămână în care niciunul dintre noi nu știe ce va întâmpina. Aș vrea să-L chemăm pe Domnul să fie alături de noi. Să nu ne lase de capul nostru nici măcar un singur pas să facem de-a lungul săptămânii acesteia, ci să fie alături de noi, conducându-ne. Amin. Ne rugăm împreună.